antreprenori după naștere. Există și aici niște intervenții care ne pot ajuta să revenim la forma dinainte sau eventual să avem un psihic mai bun după ce am adus pe lume un copil. Bună ziua și bine ați venit alături de noi! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Plăcerea este de partea mea și eu mă bucur că a reușit să vă scot din cabinet, pentru că doamnele au aflat că sunteți la noi în oraș și nu doar doamnele, de fapt, doamnele și domnii au aflat că sunteți la noi în oraș și profită de prezența dumneavoastră aici, să zic așa. Să știți că în ultima perioadă chiar s-a echilibrat balanța. Domn-doamne, nu? Să zicem, am ajuns la un procent de 30-70 înainte, care era de 5-95. Păi este foarte, foarte bine. Este foarte important că și domnii au înțeles importanța chirurgiei plastice și a acestor forme de înfrumusețare și de menținerea frumuseții, nu doar saloanele. Sunt lucruri interesante și de făcut și cu efect maxim vizibil și pentru domn. Și atunci și mai cine sigur, apelează, să zic așa. Totuși este vorba de mâna unui medic. Nu avem parte de alte tratamente, să zic așa. Adică știm sigur unde mergem și ce ni se face. Aici încă este mult de lucrat la capitolul ăsta, pentru că unii încă mai apelează la aceste servicii de chirurgie estetică prin diferite saloane de cosmetică. Da, asta vreau să punctez. Totul este perfect și frumos până apar unele complicații la unele tratamente mai serioase și atunci lucrurile se schimbă. Pentru a evita aceste lucruri, eu recomand cu mare drag, așa cum ca chirurg plastic m-aș face stomatolog și aș începe să fac carii. Ar fi un rateu. Aici este o polemică de ceva timp între aceste, dar nu este o polemică. Nu este fiecare dacă stabilește și stabilește ceea ce poate să facă și deține controlul corect și face tratamentele corect, nu e nicio problemă. Problemele încep când sunt micile complicații. Da. Haideți să începem emisiunea. Înainte să începem, aș vrea să vă cer niște sfaturi. Ne confruntăm cu o perioadă de caniculă. Cred că nu este persoana care să nu fie afectată, de la cei mai mici până la cei mai vârstnici. Câteva sfaturi, cu toate că sunt convinsă că telespectatorii au tot primit, au tot auzit, dar nu strică să repetăm. Da, pentru sunt câteva lucruri strict utile și necesare. Este de a evita expunerea la temperaturile ridicate, în special între ora 12 și 3. Da. Să nu uităm să ne hidratăm foarte bine, să avem o pălăriuță pe cap dacă ieșim afară și atenție la persoanele care au probleme cardiace, pentru că sunt mai expuși și atunci complicațiile sunt mai mari. Și orice problemă cât de mică este bine să ne adresăm la unitate de urgență, la un spital, la medicul de familie, adică să nu lăsăm lucrurile să treacă așa, pentru că aceste lucruri repetate ulterior pot duce la niște complicații mai mari și nu este de dorit pentru pacienți. Așa este, da. Și să nu plecăm fără apă de acasă. Am uitat să facem o precizare. Mi-ați spus că primele trei persoane care sună în emisiune au consultația gratuită. Da, primele trei persoane care apelează la emisiune au consultația gratuită. Și dacă aveți persoane care urmăresc emisiunea și doresc să își facă o programare până la 1 octombrie de... Dacă se uită pe pagina oficială de Estetica Med la Facebook sau Dr. Vatamanescu, sunt acolo gen operații ridicare, micșorare, sunt implant, abdominoplastie, lipoaspirație, rinoplastie, la toate operațiile din lista de preț care există la cabinet. Persoanele primesc o reducere de 500 de euro dacă vin la consultație până la sfârșitul lunii septembrie. Ulterior pot să-și facă programarea pentru tratament peste 2-3 luni, nu neapărat în luna respectivă să-și se opere. Deci dacă vin până la 1 septembrie și se programează intervenția chirurgicală, beneficiază de această reducere. Și le găsesc pe site-ul dumneavoastră toate operațiile care sunt pe pagina de Facebook. Acum suntem cu Facebook-ul mai mult și pe pagina de Dr. Vatamanescu Ivan sau pe Estetica Med sunt bifate operațiile care oferim o reducere. Este perfect. Deci
încercăm să combinăm și concediile și tratamentele ulterior. Ca să nu le lăsați pe doamne prea mult de izbeliște și, bine, pacienții, nu doar doamnele, că tocmai ce mi-ați spus că sunt și domni. Haideți să începem cu subiectele pe care le-am propus, dacă avem timp, mai batem, să zic așa, mai trecem și prin celelalte subiecte. Liftingul la față cu fire. Da, este ce personal, îmi place foarte mult. Am văzut de când mi-ați propus subiectul. Îmi place pentru că rezultatele sunt vizibile imediat. Nu este o intervenție chirurgicală cu tăieturi, cu operație, cu anestezie. La un lifting cu anestezie poate să dureze 4-5 ore operația. Da. În schimb, liftingul cu fire, pacientul pleacă în 2 ore acasă, rezultatul e vizibil imediat, începe să scape de toată fața căzută, pleacă cu o față cu un contur frumos, o față luminoasă. Într-adevăr, efectul este ca perioadă de timp după între 3 și 5 ani față de un lifting facial cu bisturiu care ar fi în 10 ani. Dar și costurile sunt de 3 ori mai mici. Și costurile și intervenția, este mult mai... Nici nu poți numi intervenție de cele Pentru mine rezultatele la liftingul cu fire la față se numește spectaculos. Adică schimbă... Când apelează? Când ar trebui să apeleze o persoană la acest tip de lifting? Toate doamnele pot să apeleze în momentul când simte că fața nu mai are conturul care l-a avut înainte. Neapărat. Se creează gen spunguțele jos la mandibulă. A căzut fața. Da, nu este o problemă. Cred că e mai bine să te privești cu ochii sănătoși în oglindă și să fii conștient de ceea ce ai, ca să poți să iei măsuri, că le avem la îndemână acum. Adică deja nu... Este o procedură care durează o oră, o oră jumate. Se face cu un pic de anestezie locală la punctele de intrare unde intri cu firul. Nu deci este... aproape că sprâncenele venite peste ochii... Nu. Ridicăm în special, deschidem pomeții obrajii și totodată cu timpul, cu experiența, am prins și metoda de a crea și pomeți ridicând obrajii și adică fața. Nu are pomeții... Dacă nu, fața este căzută, în moment ce cade fața, de aici se duce toată gravitatea în jos și atunci când ridic cu fire, creăm și linia de pomeți. Și printr-un lifting cu fire are și fața trasă și se face și două... pomeții, da, și șanțurile care sunt foarte profunde pe lateral nazo. Da, așa pomeții se făceau într-o intervenție separată. Da, după mine... E mai bine să ridic cu fire țesutul propriu decât să bagi acid hialuronic care se duce la un an de zile și o iei de la cap. Eu știu că dumneavoastră gândiți în interesul pacientului, că mi-ați mai povestit când faceți anumite intervenții și cuplați două într-una, ca să nu mai tragă prin... Știți cum e, una știu când faci un lucru cu plăcere, pui mai mult rezultatele pe primul și durata lor decât alte aspecte. Așa este. Deci nu are vârstă când se înceapă la un lifting de cele mai tinere persoane a fost 30-32 de ani. Deci undeva pe la 30. Bine, cam atunci până se și vede. Până atunci nu prea e nevoie. Fața încă este conturată frumos. După începe să... Și a venit pacientul? A spus că durează foarte puțin, imediat la el se văd rezultatele? Instantaneu, dacă facem o comparație stânga cu dreapta, înainte, când punem, și după, da. Punem jumate de față și jumate nu, vezi comparație, pacientul stă cu oglinda în față și se uită stânga-dreapta diferența care este. Cu acest lifting se face decât el sau lucrați combinat și cu acidul hialuronic și cu... Depinde... Lucrez combinat dacă vreau să pun fire care se absorb mai rapid pentru crearea țesutului unde vreau să umplu, adică șanțurile nazogenene sau contur față unde vreau să umplu, atunci mai pun și acest acid hialuronic. Ceea ce e important de știut la liftingul cu fire, e recomandat și este bine două ședințe de mezoterapie, una înainte și una după. Ca să ajute... Pielea este uscată. Și atunci să reproducem colagen și țesutul să fie mai ferm și să țină mai bine firele în țesut, este bine să facem o ședință de
mezoterapie sau terapia vampiră înainte și una după cu acid hialuronic și aminoacizi. Firele se absorb în totalitate în termen de 6 luni de zile și fața rămâne ridicată. Deci ele nu mai sunt acolo? Nu, ele se absorb în 6 luni de zile, nu mai e deloc. Eu v-aș întreba, și cum stă acolo unde ați dus dumneavoastră 4-5 ani? Dar cred că este un proces... Păi este un proces pentru că firul, când se atâta timp 6 luni cât stă, îți fixează țesutul sus. Și îl păstrează acolo. În timp el o să aibă gravitatea să cadă, dar 3 ani de zile sau 5 ani de zile îți rămâne acolo sus. Noi putem să ne ajutăm corpul în timpul acesta, nu știu, să ne prelungim această stare de bine? Da. Nu știu, e valabil aceeași chestie cu apa, cu alimentația, cu sportul sau pur și simplu este un proces fiziologic? Nu, este procesul de îmbătrânire. De gravitație și de îmbătrânire a țesutului și care trebuie să-l acceptăm că vrem, că nu vrem. Asta se întâmplă la un moment dat și așa trebuie este. Să... Da, eu am un principiu, frumusețea se menține, niciodată nu se dă. Cu cât avem grijă să o menținem și deci ne ocupăm... Deci se prevede că orice om este frumos. Da, are frumusețea lui exterioară și interioară, doar că trebuie să aibă grijă să o mențină. Avem aici. Acum ce să faceți? Nu mai scăpați de noi. Să aveți grijă de frumusețea noastră, să nu o mențineți. Cu sigur, să o menținem, nu da. Să o facem. Nu, să nu o mențineți, da. Deci... Venim și ne mențineți frumusețea. Da. Nu știu, căutați, nu o puneți în evidență dacă nu ne-am pus noi sunt, până acum. Sunt mici lucruri mici care ajustări, se fac, da. Care se scoate în evidență fiecare parte a corpului, are farmecul lui și atunci trebuie să-l scoți în față. Da, văd că vă place. Iubiți omul, ceea ce este important și căutați partea ulterior frumoasă. Devine defect profesional. Deci nu aveți cum să scăpați. Domnul doctor, dar cine nu poate să facă acest lifting? Există persoane care n-ar putea să facă această intervenție, nu știu, din cauza unor probleme de sănătate. Bun, când sunt oameni cu probleme de sănătate severe, nu cred că se gândesc pentru lifting facial. În special cei care se cunosc cu diabet zaharat, cu probleme severe de cardiace. Dar cei care se știu probleme de coagulare au, ajung nu, nu. Să riște în vreun fel? Nu cred, nu? Nu se riscă, doar că trebuie să țină cont că pot să facă mici vânătăi. A, deci pot să-și facă intervenția, da. Nu le pune viața în pericol, nu nimic. Nu, nu. A, perfect atunci. Nu, dar persoanele trebuie să fie mult mai înțelegătoare că au riscul să facă mici vânătăi sau așa și trebuie de avut grijă să informăm pacientul corect dinainte. Așa este. Maximum vârstei, că nu știu dacă el poate să facă față, nu știu, la 80 de ani. Sincer, face... am pus și la 70 de ani, dar mă opresc la 65. Vă opresc la 65, da. Ca să se vadă rezultatele după, nu între să... 65 și 70 de ani, am pus și la 70 de ani la o doamnă, dar care mi-a plăcut foarte mult de ea cum gândește și ca persoană. Și a semnat că nu poți să ai rezultate la o persoană de 65-70 de ani, la fel ca și una de 50. Da? E diferit. Efectul de îmbătrânire. Da, și atunci rezultatele sunt vizibile maxim, dar nu poți să ajungi să fie identică o persoană cu 20 de ani mai tânără. Și acolo, la 70 de ani, cam ce-ar face față? Ce-ar putea să îmbunătățească mai mult? Aspectul feței. Nu, ce intervenție? La vârsta vă întrebam asta, dacă tot am ajuns aici. La vârsta asta, în afară de a avea grijă de a reproduce niște colagen, injectări și asta, sunt multe tratamente, dar e greu că nu sunt rezultatele la fel de eficiente maxim față de una mai tânără. Sau? Și am avut o experiență neplăcută cu o doamnă mai peste 75 de ani și de atunci am zis că mă opresc la 65. Sau dacă persoana respectivă ar avea un stil de viață preocupat în acest aspect și așa cred că va fi mai ușor să o ajutați. Adică dacă ar începe undeva pe la 40 de ani să aibă grijă... Da, bun, e altceva, dar sunt doamne care la 70 de ani a fost, care mi-a plăcut foarte mult, n-a făcut nimic până atunci. N-a făcut nimic până absolut atunci. Nimic. Da, și am făcut acest tratament, a fost spectaculos. Chiar a venit după cu soțul ca să mă cunoască. Și să vă mulțumesc că ați făcut-o fericită, bănuiesc că a fost extrem de... A trimis-o, de... soțul a insistat să vină. Da, foarte frumos. Și să fiu sincer, am
făcut-o pentru că soțul ei e piteștean, trăiește în Pitești, nu este piteștean, dar stă aici de vreo 40 de ani și născut în Bucovina. Și când mi-a zis că soțul e născut în Bucovina, ați avut așa un... Am avut un sentiment da. Aparte și atunci am trecut, dar am discutat foarte mult cu ea de posibile să nu fie efectul ca la o persoană de 40-50 de ani. Alte riscuri nu există de niciun fel. Decât că n-ar fi fost același efect, m-a spus. Este acela, îl ridici, dar excesul de piele este mult mai mare. Da. Da, și totuși, 70 de ani, 65-70, e o vârstă, nu poți să... Așa este, da, dar o felicit pentru curaj și... Da, persoanele astea după 60 de ani se pretează principal pentru lifting chirurgical. Sau o combinație nu merge între ele? Nu. Nu okay. Întrebam. Nu, că merge, nu... dar ținând cont, liftingul chirurgical este mult mai sever, sunt alte complicații, durează, sunt hematoame, sunt edeme, te umfli mult la față, e altceva. Față de ăsta care nu ai nicio problemă. Și bănesc la acest lifting cu fire, îl repet ca să rețineți, lifting facial cu fire, mi se pare senzațional. Deci plec de la serviciu, vin, da? Și am plecat acasă cu 10 ani mai tânără, da? Da. Cu un contur frumos, cu o față trasă. Cu fața mea de tânără. Da. Că doar nu altceva, deci fața mea de tânără. Singura diferență este că trebuie să purtăm 2-3 zile o mască cât mai mult și după aia 2 săptămâni la somn. Ce mască? E o mască, o mască specială pe față ca să țină fața ridicată. A, o mască, o mască? Nu, o mască de cremă? Nu, o mască, o mască gen corset care este deschisă. Păi spuneți-mi despre detaliile. Deci eu nu mă întorc la serviciu a doua zi. Păi da. A, cu mască? Păi are vreo problemă. Nu știu, întrebam. Neapărat. Măcar noaptea la somn să o ținem. Dar de obicei persoanele care doresc să-și facă, programăm vineri știu după masă. Știu aceste detalii, da, și își iau exact cum a spus. Își iau sâmbătă, duminică, luni poți să plece liniștită la servici, nu are nicio rău. Deci nu am recuperare, nu am absolut nimic după această intervenție. Eu sunt aptă de tot. Nu absolut am nicio durere, nu mă ține. Bun, nu... sunt mici sensibilități, vă dați seama că... micile locuri de înțepătură care nu... Bun, și micile țineri că doar ridicăm țesutul în sus fața, da. În câteva zile organismul se obișnuiește că așa trebuie să fie și este bine. Este senzațional, adică din ce spuneți nu... Da, în ultima perioadă am început să practic aceste, să pun aceste fire destul de des. Da, chiar, mă bucur chiar foarte săptămânal tare. E persoana care vine și îmi place... Vă place rezultatul? Rezultatul este spectaculos, că este imediat. Adică se face cu anestezie? Anestezie locală. Locală, ca și la injecții? Păi faci niște mici găurele în care intre cu canula, cu firul, ai fixat firul, ai tras fața și... Nu există riscul de alergie, de ceva care să te... Nu vă întreb, pentru că mi se pare prea frumos. Eu, din experiența mea, nu am avut probleme cu aspectul ăsta. Ținând cont că totuși e un fir, un corp străin, dar se absorbe în 3-6 luni și atunci... Contează momentul în care facem acest, că nu este intervenție, acest procedeu, nu știu, vară, toamnă, să ne ferim de soare sau ceva, are legătură. Vă cer toate informațiile pentru că eu o să mai vorbesc despre acest... Pentru orice tratament recomand evitarea la temperaturile ridicate, ceea ce înseamnă expunerea la soare direct. Ca și plajă, concret. Plajă, nu... să dor pe plajă. Sub umbrelă e altceva. Ah, da? Da, dar să dor pe plajă cu fața la soare sau să faci saună la temperaturi sau solar. Evit, la orice fel de tratament, rog să evite 7-10 zile expunerea directă, da. Da, la temperaturi. În rest, nu e nicio problemă. N-are nevoie de o îngrijire aparte după, absolut, nu știu, un tip de cremă special sau eu știu ceva de genul, nu știu ce, deci nimic. Decât această micro, sau nu, cum, ce mi-ați spus că trebuie să fac înainte și după? Bun, este un tratament, ori terapia vampirului, ori mezoterapie. Așa, mezoterapie. Se injectează niște produse la nivelul feței ca să reproducem colagen și atunci avem o fermitate a țesutului ca să... Firul totuși este cu dublu curling și când se fixează în țesut, ca să fie țesutul mai tare. Domnul, m-ați făcut extrem de curioasă. Recunosc că nu știam despre acest... De când
De când faceți, de când folosiți această de vreo tehnică? 4-5 ani, dar în ultima și de ce perioadă... nu vorbim de sărea până acum? Nu știu, în ultima perioadă chiar destul de mult. Destul de mult, pentru că a început să... Vi se pare mai ok această intervenție decât acidul și... acidul hialuronic? Bun, depinde pentru ce îl folosim. Nu, pentru menținerea frumuseții. Fiecare tratament, atât botoxul, care tratăm niște zone unde nu putem să punem firele astea să avem rezultat. Nu se pot pune peste tot? Depinde ce vrei să obții. De exemplu, în zona... Putem să punem, să ridicăm sprâncenele. Atât, doar pe apoi lateral. Și aici... Dar restul nu merge. Am înțeles și acolo acidul hialuronic, da, care tratamentul lui, partea de cearcăne cu acid hialuronic sau tratament este partea apartă. Șanțuri, buze, la fel. Adică sunt deci lucruri care nu... se completează. Da, dar da, trebuie să fim corecți, să facem la pacienți sau la persoanele care vin exact ceea ce au nevoie, ceea ce îi deranjează. De obicei, lumea vine și spune... Nu mai vreau așa, mă deranjează... Mă deranjează aspectul ăsta. E mai greu ca să vii, să-i spui, ca să-i propui tu să... Trebuie să vedem... Să ne ducem 5-10 ani în urmă, cum am arătat atunci și ce ne deranjează acum. Cam îmbătrânit. Da, dar putem să buletinul nu-l modificăm, dar aspectul se poate aduce înapoi. Da, așa este. Și poate chiar mai bine. Da, decât rezultatele... Cu mici modificări, nu senzaționale, cu mici modificări. Bun, poate o să fie mai bine. Orice lucru, dacă este exagerat... Deja este o față falsă. Știu că nu îmbrățișați acest lucru, ba chiar sfătuiți să nu... De multe ori ați și refuzat dacă a fost prea mult. Ce ar mai fi de adăugat la acest lifting cu fire? Ce ar mai fi de spus? În afară de lucrurile esențiale, și anume că nu este chirurgie, este lifting, dar nu este... Este tratament mini-invaziv. Da. Durerea de la 1 la 10 este între 6 și 8. Dacă este foarte sensibilă, coborăm la un 4, pe un prag. Nu au fost persoane care să zică, domnule, mă opresc că nu mai pot să rezist. Efectul este garantat imediat. Cam cât durează procedeul? Ca și timp, din momentul în care ați început? Depinde de sensibilitate, între o oră și 60-90 de minute. Deci într-o oră jumătate? Da, în funcție de câte fire punem. Da, la o persoană poți să pui 12 fire, la altă persoană poți să pui 16 fire, 20. Dar dacă stau să mă gândesc și să aprofundăm subiectul, nu este deloc ușor, cum spuneți dumneavoastră, că totuși minimalizații, trebuie să fiți foarte atent cât să, așa, cât în partea asta, adică sunt, e o chestie foarte serioasă. Sunt lucruri care le analizezi înainte, făcând niște poze. Calcule tot, cu unde vă duceți, cât vă duceți, cât... Calculele deja sunt, calculatorul are fără să le mai facem. Adică, un program. Aveți un program? Nu, programul este direct în cap. În cap, am înțeles. Păi despre asta vorbeam, exact, da? Și la botox și la restul tratamentelor, te uiți la persoana, deja ai scanat-o, când te uiți și știi exact ce trebuie să faci, care sunt... pentru a obține rezultate. Așa, ca la artist, ca la sculptură. Și da, pe aici, și pe aici, mai punem aici puțin, mai... Rinosculptură, liposculptură, e același lucru. Deci până la urmă tot acolo. Așa, pacienta, respectiva persoană care a trecut la noastră, pleacă acasă liniștită, nu are nicio durere, nu are nicio problemă. Nu, și orice poate durere, orice sensibilitate, luăm un calmant, orice calmant obișnuit și nu e nicio problemă. Eu când spun durere, mă raportez la celălalt lifting, că e tot o variantă de îmbunătățire a... și celălalt asta făcea și el, nu? Bun, liftingul chirurgical e mult mai complex. Mi-ați spus, dar rezultatul? Depinde, v-am zis, atâta timp cât putem să obținem rezultat cu fire, de ce să facem o intervenție asta chirurgicală, zic, să stăm o lună de zile în casă? Exact, și cu vânătăi și cu toate... Da, asta spuneam. Sunt persoane, pentru asta este important să știm cine se pretează ca pacient pentru lifting cu fire și avem rezultate spectaculoase și unde ne trebuie să ne oprim. Până acum am văzut că singura chestie a fost vârsta. În rest, bun, n-ar fi... trebuie să ne oprim. Poți să fii o persoană de 50 de ani, dar să aibă o față foarte rău căzută, să tragi cu fire și să rămână un exces prea mare de piele.
în lateral. Da. Și atunci nu se poate. Adică trebuie să știm până unde se poate și să fim corecți față de pacienți, față de oameni. Sunt convinsă că așa sunteți. Sunteți, adică sunteți foarte corecți. Nu pleacă pacientul, să zic, nemulțumit sau păgubit din cabinet. Știți cum, mulțumiți toată lumea niciodată nu o să fie în orice meserie. Da, în orice meserie, așa este. Dar sunteți împăcat cu dumneavoastră, chiar vorbeam mai de demisiune de un caz, că ați refuzat să faceți un tratament pentru că nu se pretează că mergea la mare și nu i-ar fi făcut, nu ar fi fost niciun folos. Acum sperăm să fi înțeles și pacient, să nu fi crezut altceva. Vă dați seama, vine, lasă niște bani, se duce la mare, efectul se duce într-o săptămână, ceea ce își dorea doamna, după o săptămână sau două săptămâni, maxim o lună de zile, nu mai e nimic și vine și zic că domn doctor mi-a făcut un tratament care nu se mai vede. Nu este corect. Așa este. Nu este corect. Și, pe urmă, și imaginea dumneavoastră trebuie să fie în regulă între pacienți. Știți cum un pacient mai puțin, care este posibil să fie nemulțumit, da? 10 mai mulți în realitate. Așa este. Așa este. Da. Este o lege de marketing foarte, foarte bună și bine de știut. Domnul doctor, dacă am pus, să zic așa, am pus pe hârtie cam tot ce este important vis-a-vis de liftingul la față cu un fire, aș vrea să trecem la următorul subiect. Dacă avem timp, revenim, ne reîntoarcem. Următorul subiect mi se pare de actualitate, să zic așa, este vorba de, și îl punctăm rapid, că nu este foarte mult despre el, și anume cum ne protejăm alumițele pe timpul verii, pe soarele ăsta. Noi suntem tentați să stăm la soare, să ne bronzăm, că a venit vara, să rămânem cu bronzul toată iarna, că nu știu cum, dar practic noi când ne bronzăm, ne expunem soarelui mai mult decât e necesar și corpul, bronzul e de fapt protecția corpului împotriva soarelui. Soarele, el este benefic pentru vitamina D, dar ne producem foarte multe pagube dacă nu știm să ne protejăm. Din punctul meu de vedere, toată lumea și recomand, chit că poate să stea la soare, dacă tenul permite și asta, dar să fie atenți la zisa alunițele sau formațiunile tumorale sau nevii pigmentari care au pe corp, să se uite înainte de a merge la plajă și după, dacă au intervenit modificări la o lună de zile după ce a stat la soare. Dacă au început să crească în dimensiuni, dacă au început să se irite, să aibă mâncărimi, dureri, să fie traumatizat, pentru că toate lucrurile astea nu este neapărat să ne gândim că trebuie scoase chirurgical. Da. Trebuie ținute sub observație și la orice sesizare care este, este bine, din punctul meu de vedere, e bine să renunți la această aluniță sau nev pigmentar sau ce este, chirurgical, decât să trăiești cu stresul că și știm toată lumea că toți pacienții care sunt asigurați medical, au card de sănătate, buletin și adeverință de salariat, aceste intervenții chirurgicale, chiar și examenul de anatomie patologică, sunt suportate de casa de asigurări și se scot în orice spital din țară care are domeniul de chirurgie plastică, se pot scoate cu programare gratuit pe casa de asigurări. Da, cu bilet de trimitere de la medicul de familie. Dar până ajung către chirurgie, nu știu, m-am dus la mare, mă pot proteja în vreun fel? Da, trebuie să avem grijă să nu le traumatizăm și să nu le expunem excesiv la soare. Nu neapărat în orele respective, între 12 și așa, doar să fim atenți chiar să nu le expunem, nu știu, să le acoperim cu ceva. Nu sau trebuie să le acoperim, nu trebuie să dormim pe plajă. Deci insistați cu să nu dormim pe plajă, dar nu cred că mai dorme cineva pe plajă. Sunt destule arsuri solare care vin, lucrăm la spitalul de arși din București. Deci vin și acum. Atâția ani în care toată lumea vorbește de ultraviolete și de cât să de... Mai sunt persoane care fac somnul pe plajă și când se trezesc, nu e plăcut. Da, sunt arsuri de grad. 1-2. Da, au grad, nu sunt... Dar sunt insolație, pentru... e neplăcut. Și atunci... Deci una peste alta, să scoatem o alunță, nu este tot la fel o... Este un lucru relativ simplu. Și se mai face și prin casa de asigurări? Se face prin casa de asigurări, cu bilet de trimitere, cu adeverință, doar că pacientul trebuie să știe unde merge. Merge la control, la dermatologie, da.
și merge pentru intervenție chirurgicală la chirurgie. Da? Mulți pe calea asta sunt mulți pacienți care se duc la medicul de familie și zice că are o aluniță sau un nerv pigmentar și este trimis către dermatologie. Acolo nu poate să-i o... Totuși, poate să-i facă un examen, o consultație asta, dar partea chirurgicală corect este oriunde, către partea, pentru asta se numește ramura de chirurgie. Așa este. Respect absolut toți colegii, dar fiecare e bine să-și facă domeniul în care a profesat și a fost pregătit timp de 4, 5, 6 ani de zile, o rezidențiat. E bine să mergem exact la doctorul de specialitate. Când avem o problemă, medicul de familie este primul care apelăm și el are datoria să gestioneze și să îndrume pacienții exact unde este nevoie. Așa este, aveți dreptate. Domnul doctor, complexul burții și al sinilor după naștere. Mi-a stat dumneavoastră acest subiect, bănuiesc că v-ați întâlnit cu persoane care s-au confruntat cu un complex după ce au adus pe lume un copil. Sincer, ăsta a și fost motivul pentru care, vorbind și cu echipa tehnică și cu colegii mei, am ajuns la concluzia să punem și o reducere de 500 de euro pe intervenție. Sunt niște intervenții care nu sunt suportate de casa de asigurări. Sunt niște intervenții care fiecare și le plătește din economii. Și atunci am zis să venim cu un suport și am făcut o reducere de 500 de euro pentru fiecare intervenție. Sunt multe doamne care au avut o naștere 2-3. Așa este, da. A trecut puțin vârsta, 5-10 ani peste ea. Se uită în oglindă, da, și nu se mai suportă. Da, chiar dacă este dureros, chiar așa sunt. Chiar așa se întâmplă, nu se mai suportă. Da. Și încearcă să intre în extrema cealaltă, în depresie, la modul cum arată. Nu poate să controleze lucrul acesta, deci sunt copleșite. Nu poate să meargă într-o ieșire cu prietene colectiv, că... La mare sau ceva, nu îi place cum să consume baie, nu-și mai au rochie mulată, nu-și mai au bluză, nu știu cum, nu... Pur și simplu viața ei socială și viața de familie poate să fie viața afectată. Viața de familie și încrederea în sine. Da. Adică e un complex destul de serios să te uiți în oglindă, să te iubești 10 ani de zile, să aduci pe lume un copil 2-3, da? Să lași ceva pentru societate și să intri în depresie, să nu te mai suporți că corpul tău s-a modificat foarte mult. Da. Aici vorbim de pielea care se... Excesul de piele care se lasă. Vreau să se înțeleagă. Deci excesul de piele care rămâne după naștere, fie ea naturală, fie ea cezariană, fie luarea în greutate și slăbirea brusc. După, dar tot același rezultat ca și imagine. Și sânii lăsați. Sânii lăsați. Sânii mici, da? La fel, burta lăsată, excesul de țesut, doamnele care au pus puțin mai mult pe picioare și nu pot să scape și la mers se freacă la picioare, exact, cu o lipoaspirație. Deci am gândit un pachet, pe lângă pachetul ăsta a fost doar băgată rinoplastia cu deviația de sept, care este un complex. Nu ne-am axat pe toate. Adică am axat o reducere, în special pe partea complexului. Pe cele care provoacă complex și depresie și o stare de... Am înțeles. Haideți să vorbim puțin de ele, concret, așa să le... Ce presupune intervenția, de exemplu, de înlăturare a excesului de piele? A excesului de piele, a excesului de țesut adipos, de grăsime. Deci se face totul. Dacă este cu lipoaspirație... A excesului de piele să îndepărtăm partea de la burtă, de la picioare, de unde este nevoie. A excesului a sânilor lăsați, lifting-ul de sâni. Putem să-l facem cu implant mamar sau fără implant mamar, în funcție de volumul sânilor. Că toate lucrurile astea se pot stabili la o consultație cu pacientul în funcție de ce așteptări are.
Ce, da, și de dorințe. Intervențiile sunt grele, să zic așa? Sunt intervenții chirurgicale care pot să dureze 2 ore sau care pot să dureze 5 ore. Se fac cu anestezie? Cu anestezie generală. Cu spitalizare de o zi sau cum? Da, rămâne peste noapte. Peste noapte, da. Obligatoriu. La toți pacienții care au intervenții chirurgicale cu anestezie generală rămân în clinică o noapte. Și cu ocazia asta vreau să specific că operațiile de genul ăsta le facem doar la București. Dar consultația poate fi făcută consultația aici și discuția ulterior, controlele, pansamentele, dacă este nevoie, scosul de fire se face aici, dar în sine intervenția chirurgicală și o zi, două după operație, primele 3 zile se stă la București. Recuperarea după? Poate să fie între 2 săptămâni și o lună. Și pentru sân și pentru... Da, la burtă, cu ridicatul greutăților, ne putem duce chiar la 2 luni de zile. Cred că da, cel mai bine, cea mai mare perioadă ca să evităm... Există vreun risc? În afară de riscurile... Bun, riscurile generale care sunt, da. Presupun o anestezie totală sau așa. Bun, dar... fiecare, ceea ce este important, poți să operezi 3 pacienți, 5 cu aceeași problemă identic și din acei 5, unul să... aibă o imunitate mai scăzută, da, un țesut mai dificil și să nu aibă o evoluție cum ți-o dorești ca doctor. Asta nu înseamnă că nu faci tot ce e mai bine pentru el. Asta este important pentru oameni, pentru că micile complicații care apar în mare parte, 90%, datorită și texturii țesutului care îl are pacientul. Lucru pe care nu știți decât momentul când sunteți pus în fața faptului. Da, bun, nu se poate. Orice complicație se rezolvă ulterior în timp, micile complicații, micile, doar trebuie de avut mai multă răbdare. Da, pentru asta... Aici mai aveți de lucrat cu pacienții, că pacienții vor să vină și să plece imediat, fără nicio... Bun. Cu toate... Da? Vedeți că e bine să informăm. Cel mai bine. Sunt consemțământe pentru fiecare intervenție chirurgicală, cine dorește, avem site-ul estetica-med.ro. Pe site sunt descrise absolut toate complicațiile și tot ce este nevoie la fiecare intervenție chirurgicală, riscuri, efecte adverse, indicații, contraindicații. Pentru a citi 10-15 minute pe problema care te interesează și este absolut bine explicat totul. Deci totul este documentat și bine pus la punct pe site-ul dumneavoastră. Pentru aceste intervenții, iarăși întreb, există persoane care n-ar putea să facă aceste intervenții? Există, nu știu, sau iarăși ține de fiecare pacient, cum ați spus, cu afecțiuni, nu vorbim de afecțiuni complicate, cei care sunt nu, care sunt, care nu sunt, v-am zis, sunt câteva boli a sistemului autoimun sau da, diabetul sau hepatita C, ciroză hepatică, boli cardiace. Cei cu hepatita C, nu? Nu vorbim de ciroză hepatică, dar cei cu hepatita C sau hepatita B? Dacă este controlată, da. Adică, nu știu, se știe pacientul bun, că are... Nu este o problemă să opereze o persoană cu hepatită. Dar să fie... Nu. Avem mai multe măsuri luate împotriva acestor. În special, sterilizarea instrumental după. Oricum. Manevrarea pacientului, recoltarea de sânge. Adică îți iei niște măsuri de precauție mai riguroase. Dar asta nu înseamnă că acești pacienți nu se operează. Sunt refuzați, da, așa e. Se operează, doar că trebuie să știm că problema de sănătate, da, care om este a fost sub tratament, este sub evidență și medicul care tratează afecțiunea în sine dă acceptul. A, da. Păi, vă dați seama că trebuie să se lucrează într-o echipă. Exact și problemele... zicem, persoanele care au probleme cardiace, minore. Da, și când aveți obezitate sau că sigur aveți bun, pacienți în momentul respectiv, dacă se știe bolnav și cu alte probleme de sănătate, este bine să apeleze la un consult și la medicul curant care îl are pentru problema respectivă, cardiologia, în care să-i zică, domnule doctor, mă
operez, intervenția durează 3-4 ore, pot să fac lucrul ăsta, îmi recomandați, tratamentul este eficient. Cam asta, adică munca se face în echipă. Da, știu că vă respectați colegii și că țineți tot timpul cont de ceea ce spun și nu săriți peste cuvântul lor, tocmai pentru că ați zis, munca este în echipă și așa este cel mai bine. Domnul doctor, noi am atins subiectele care le-am avut în emisiune, dar eu acum aș vrea să vă mai întreb de un aspect, și anume, deci avem o vară caniculară. La un moment dat, dumneavoastră, într-o emisiune, ne-a spus că se pot face mici intervenții la nivelul subbrațului să nu mai transpiri. Da. Încă se mai fac, încă se pot face și da, acum, când deja a venit căldura peste se tine? Se poate sau... face oricând. Sunt niște tratamente, injectări cu toxină botulinică, o anumită cantitate mult, mult mai mare ca la față, care au efect între 9 luni și 12 luni. Da. A, un an? Nu mai transpir un an? La, nu mai transpir deloc? Sau nu mai transpir să se vadă nu pe se, bluză? Bun, puțin nu, tot, așa. Dar foarte puțin. O perioadă de loc, după foarte puțin. Păi nu, eu, n-ar fi bine să transpirăm? Ba da, dar nu mai este transpirația, nu se mai și lasă. Și ce se întâmplă cu... Nu se întâmplă nimic cu corpul? Vă întreb. Nu se întâmplă absolut okay. nimic. Deci nu avem nicio problemă. Nu, deci nu facem doar o chestie estetică, ne și ajutăm, nu, să zic așa. Da. Păi să zicem, dacă cadrele din armată care transpiră la talp, tălpile de la da. Picioare și la mâini și își fac acest tratament. Își fac? Da, pentru să nu transpire mâinile și picioarele. A, își fac? Da. Nu știam că își fac, de asta să mă uit uimit la dumneavoastră. Da. Își fac pentru mâini și pentru picioare, deci da. Putem să facem și pentru mâini, dacă da. Că există persoane da. Care au... Da. Da, și... Transpirație excesivă care se poate injecta, se blochează acest stimul de transpirație și glanda superioară și iarăși, tot pe o perioadă de 9-12 zile. După care revenim? Da. Deci corpul nu are nevoie de nicio perioadă să-și revină, nu știu, să-și revină, să aibă perioada lui normală, nu știu, de... Are perioada normală. Orice corp are perioada normală. Vă dați seama că nu este un tratament care să blocheze sau să dea peste cap evoluția. Este dar este mult mai plăcut să ieși pe stradă, da. Să poți lua o bluză... Fără să existe riscul, da. Sau o rochie, să... sau un tricou, da. La ca bărbat să nu mai ai urma de... Și persoanele care transpiră... Să știți că persoanele care încep tratamentul ăsta să-l facă, ulterior sunt aicase. A, deci nu mai, stau fără. Senzația este atât de plăcută după și efectele care sunt, că nu evită cum vine... perioada de căldură să vină să-și facă tratament. Cred că și pe timpul iernii, dacă sunt persoane mare și care transpiră pe mâini, ei sunt deja oricum clienți de casă, din momentul din care v-au trecut. Am zis 9 luni, 12 luni. Vreau să mai vorbiți puțin și de tratamente de întreținere pe care se fac noastră în cabinet. Sunt extrem de eficiente și sunt pe termen lung. Și sunt, iarăși, nicio durere, da, din secunda 2 îți reiei activitatea, nu ai niciun minus. Eficiența tratamentului și termenul care îl poți obține este calitatea produselor. Deci foarte mult, că nu totul, foarte mult stă în calitatea produselor. În calitatea produselor. După care da. Și tehnica, bănuiesc. Bun, și tehnica, dar tehnica, vă dați seama, poți să faci același tratament, aceeași tehnică, cu un produs care să ține 2-3 luni, o mărire de buze, un produs care să țină și un an de zile. Da? Calitatea produsului este diferită atât la evoluția în timp, cât și la preț. Și cred că și la aspect. Da, bun, și aspectul, să zicem că îl obții, că e finețea simțul de degete, de mâini, la aspect. A, dar, e tehnica, cred că aici. Și... Da, este finețea care trebuie să o abordez, dar calitatea produsului contează foarte mult. Prefer să lucrez cu produse de înaltă calitate și să am la cabinet oameni care să vină cel puțin o dată la 6 luni sau la un an de zile, decât să-mi vină la 2, la 3 luni. Și oarecum nemulțumiți. Păi, dacă nu explicați aceste aspecte, nu trebuie să dau seama. Lucrurile astea se explică de la început. Deci fiecare pacientul are dreptul să-și aleagă produsele. Și de obicei ce aleg pacienții?
95%, 99% de cele mai bună calitate. Păi, cred că se gândesc și nu doar pentru timp, da? cât îți ține efectul pe care îl vrei. Cred că se gândesc și la calitatea produsului pe care îl introduci în corpul tău, nu știu, e vorba de... Toate sunt, produsele pe piață în mare parte sunt omologate. Poate pentru alți colegi, eu care consider produsele de calitate medie, pentru ei sunt niște produse de calitate foarte bună. Fiecare doctor este obișnuit cu un anumit nivel. Cred că și clientul fixează standardul, să zic așa, clienții care trec pragul. Da. Că dacă sunt clienți, cum să-i numesc, care au grijă de ei, să zic așa, și sunt mai atenți la ce li se oferă, atunci se obligă să aveți un anumit standard. Standardul vine odată cu trecerea timpului. Nu-ți mai permiți să cobori la calitate joasă. Pentru că lumea trebuie să fie fericită când iese, adică trebuie să vadă schimbări. Și deja nu mai este un domeniu nou, da. Totuși. A prins ceva vechime. A prins și cu ocazia asta fiecare pacient, fiecare client, oriunde deja anume, știe ceea ce vrea și... Da, știe ceea ce vrea. Noi nu avem decât să-l ascultăm și să-i spunem este bine sau nu este bine. Mai greu este să încerci să convingi că ar trebui să facă altceva. A, vin deja chitiți, știu da. Clar ceea ce vor să fac. Da. Bun. În principiu da, pentru că se uită în oglindă, orice doamnă, orice domnișoară da. În fiecare zi, minim 30 de minute pe zi își lasă pentru oglindă, da. De dimineață până seara, așa, de câte ori trece prin față, se mai uită. Da, din păcate, dar mai ales dacă da. E în toată casa oglinzi puse, ce să și faci? Și atunci, știind ce-și doresc, noi de principiu spunem doar ce este bine sau ce nu este bine. Domn doctor, nu mai avem la dispoziție decât un minut de spune colegul meu. După ceasul meu, mai am 2 minute. Deci... Să le spunem la cine dorește, ne găsește în Pitești, poate găsi, da. Pe strada Taylor 33 la Sanu Vital etaj 3. De principiu, programul este marți și vineri, care va fi cu siguranță de la 1 septembrie, așa vom funcționa, marți și vineri. Marți și vineri. Da. Nu este zilnic și doar cu programări, pentru că am cabinet și la București, fiind și la spital și în privat intervenții chirurgicale, este greu să vină în fiecare zi. Și atunci zi. O să veniți când se fac programări. Da. Așa ați încercăm, și până acum. Încercăm să fim marți și vineri. Nu știu, aveți un an de când sunteți la noi? Un an jumătate. Un an jumătate, mulți înainte, a trecut foarte, foarte repede. Este telefon, este pagina oficială de Dr. Vatamanescu Ivan sau Estetica Med, răspund la mesaje în privat da, la oricine. Dacă au întrebări, nu-i neapărat să vină la consultație, pot să dea un telefon să primească... Și numerele sunt în regie. Dacă doriți, puteți să contactați colegii mei din regie, o să vă dea numele de telefon, îl găsesc pe domnul doctor și cereți orice informații. Și primele 3 persoane care sună la emisiune primesc consultația gratuită și totodată persoanele care vin pentru intervenții chirurgicale prin emisiune, cum am zis că am pus da. Așa, vor beneficia de 500 de euro reducere. La oricare dintre ele. Dintre ele, da. Bun. Eu vă mulțumesc mult, domnul doctor, că ați venit alături de și noi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și pentru aceste promoții, să zic așa, pe care le oferiți, că sunt... Să știți că în fiecare vară am făcut lucrul ăsta. La noi în fiecare emisiune am făcut lucrul ăsta. Deci, de asta vă și mulțumesc. Dar e valabil doar vara. Doar vara? Da. Bun, atunci... Nu vă invit vara următoare, vă invit și prin decembrie, poate cine știe, ne mai faceți vreo surpriză și atunci cu ocazia sărbătorilor. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp, dacă n-ați avut concediu, vă doresc concediu plăcut. Mulțumim, urmează, și urmează, urmează da? Și, și vă așteptăm cu forțe proaspete. Vom fi august mai puțin, vom fi și în Pitești, dar mai puțin, cu programări se poate, dar din septembrie intrăm în program normal. Intrați în pâine cu forțe proaspete, vă mulțumesc încă o dată. Și vă mulțumesc și... Vă mulțumesc din asta că ați fost alături de noi. Ne vedem joia următoare cu subiecte la fel de interesante. Și nu uitați, mai bine prevenim decât să tratăm. La revedere!